Pe cine suna Ana Maria Prodan noaptea târziu în timp ce era cu Laurențiu Reghecamf? Gest disperat făcut de impresară pentru a-și proteja investiția. Supărarea impresarei Ana Maria Prodan a devenit problema de la miezul nopții a unuia dintre cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Cel din urmă s-a văzut nevoit să ceară ajutorul lui Laurențiu Reghecamf pentru a scăpa de reacțiile furtunoase ale anei. Antrenorul CSU Craiova a trebuit să medieze un conflict care a degenerat treptat. Ana Maria Prodan părâtă la Laurențiu Reghecamf Cu toate că de-a lungul timpului au existat mai multe zvonuri în legătură cu reacțiile dezlănțuite pe care Ana Maria Prodan le-a avut în viața personală și profesională, Laurențiu Reghecamf s-a ferit să ofere detalii din căsnicia pe care încearcă să o încheie pentru a putea avea o familie alături de Corina Caciuc. După un lung șir de acuzații venite din partea nei, Laurențiu Reghecamf a apărut în podcastul lui Cătălin Măruță pentru a lămuri anumite aspecte controversate. Despre unele povești a oferit detalii, iar în legătură cu altele a preferat să păstreze discreția. Din cea de-a doua categorie a făcut parte și faptul că era sunat de oameni cunoscuți pentru a o potoli și liniști pe Ana Maria Prodan. Potrivit surselor, Laurențiu Reghecam a făcut referire chiar la Gigi Becali. Ana Maria Prodan a încercat să nu-l piardă pe Denis Man, fostul fotbalist al celor de la FCSB, care a semnat cu Parma, bombardându-le pe Becali cu telefoane disperate. Impresarea era azi, frate cu el, mâine dușmanul numărul 1. Depindea de stare, de moment. După mai multe telefoane la ore indecente, două-trei noaptea, patronul celor de la FCSB s-a văzut nevoit să apeleze la Reghecamf pentru a calma potopul. Pe principiul am și eu nevasta acasă, Gigi Becali i-a cerut lui Laurențiu Reghecamf să o convingă pe Ana Maria Prodan să nu-l mai sune. După cum se știe deja, impresarea a rămas doar cu telefoanele date în miez de noapte deoarece Denis Man a semnat cu actuala sa echipă, cu ajutorul lui Giovan Becali.